Cred că trebuie să avem grijă de țara noastră. Nu poți să ai grijă de țara asta fără să te duci la vot. Votul e important pentru că eu știu care este alternativa. Știu ce înseamnă să nu votez și știu cât costă, de fapt, să nu ai capacitatea să-ți exprimi liber o alegere. Votul este, până la urmă, și o responsabilitate civică. Nu este numai un drept. Puteți să plecați în toate colțurile lumii. O să vreți să veniți acasă. Aveți grijă să vă lăsați acest acasă în libertate, în democrație și în siguranță. Mergi și păstrează-ți lumea, că altfel o să-ți spune cineva, ți-o ia de sub picioare. Acest confort pe care ni-l oferă democrația, nu l-am avut întotdeauna. Mereu lumea poate fi mai bună. Mâine poate fi și mai bună de atât. Consider că e de datoria noastră să facem ceva. În momentul în care începem din ce în ce mai mulți oameni să vorbim, cred că o să începem să contăm din ce în ce mai mult. Ne luăm de mână și mai strângem niște oameni și dintr-un om se face o armată. Prin participarea la vot demonstrăm că suntem o parte relevantă din Europa, că nu suntem la marginea ei. Putem arăta lumii că suntem responsabili să votăm. Jumătate de oră să mergi să votezi, eu de bun simț să faci chestia asta. Mergeți și votați, arătați că voi contați. Fiecare vot contează atunci când mă gândesc la acea vorbă, cu picătură cu picătură se face un ocean și împreună putem să facem o schimbare și să fim mândri de ce am ales. Fiecare vot contează și fiecare experiență contează. Ieșiți la vot pentru că vreți să aveți o Europa în care să vă simțiți în siguranță. Hai să demonstrăm că suntem vizibili și că opinia noastră contează. Dacă mergem la vot, înseamnă că ne manifestăm responsabilitate și că ne implicăm. E dreptul nostru și e datoria noastră. Pe 9 iunie, fiecare om trebuie să își construiască singur viitorul pe care și-l dorește. Votul tău contează. Vocea ta contează. Folosește-ți votul.